1993. Dacă știi ce zi a fost atunci. Pentru dumneavoastră poate a fost o zi obișnuită. Era duminica. O zi însorită ca aceasta și am venit la grupa de copii. Dacă știți unde se țineau pe atunci grupele de copii, cam unde intrați voi pe scară să luați instrumentele de fanfară în acea cameră mică. Când eram prea mulți, treceam dincolo, acolo era soba și acolo puteam să stăm peste iarnă. Mulți copii eram, aveam o singură grupă. În perioada aceea s-a ocupat de noi o soră, sora Nicoleta Chierla. Și câteva duminici la rând ne-a vorbit despre Domnul Iisus și despre planul Lui de mântuire și că avem nevoie și noi, și noi trebuie să fim mântuiți. Eu și eram copil și zice, ce poate să înțeleagă un copil din planul lui Dumnezeu de mântuire? Atunci am înțeles că Dumnezeu a trimis pe Hristos pentru mine ca să moară și eu pot să fiu mântuit, chiar copil. Am zis, după ce merg acasă, mă pun pe genunchi și mă rog și primesc pe Domnul în viața mea și de atunci pornesc cu El. N-am mai ajuns acasă pentru că sora Nicoleta ne-a invitat pe toți să ne rugăm. Mai mult s-au rugat. Nu știu dacă ei consideră momentul acela momentul lor de început al umblării cu Domnul. Dar eu consider 30 mai, acea duminică de dimineață, atunci când biserica în anul acela împlinea 100 de ani, momentul meu cel mai frumos în istoria acestei biserici. M-am bucurat să fiu parte a acestei biserici, să cresc aici, să mă formez în aceste formații și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin toate, și prin cor, și fanfară, și alte grupuri muzicale, pentru că acum în slujire mă ajută. Și pot să dau o mână de ajutor bisericii pe care o slujesc, cunoscând un pic de muzică. Aici a fost învățat de mic, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă încurajez pe cei care vă ocupați de copii să învățați Cuvântul lui Dumnezeu și să le explicați mântuirea. Pentru că Dumnezeu poate să mântuiască și copiii. Când înțeleg diferența între bine și rău, că sunt păcătoși și dacă mor, merg în iad. Biserica aceasta s-a ocupat de copii și doresc să se ocupe mai departe și să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze copiii. Creștem și mergem în diferite părți ale țării și ale lumii, păstorind biserici într-o parte și alta, slujind în biserici și e adevărat o tragedie de multe ori pentru bisericii de la țară, văzând cum tinerii pleacă, dar te bucur știind că cei pe care i-ai format slujesc în alte biserici și slujesc pe Domnul și formează fanfare, coruri sau conduc biserici mai departe. Aș vrea la final să vă las două versete care Apostolul Pavel le scrie celor din Coloseni. Coloseni 2, 6 și 7. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute să împliniți acest cuvânt. Amen. Ca ceea ce ați primit ca moștenire și nu orice moștenire de la înaintașii noștri, de la mai mari noștri, care s-au trudit să țină această biserică vie, numeroasă și caldă și unde cuvântul lui Dumnezeu să se predice cu putere. Să duceți mai departe. Păstorii vor veni și vor pleca. Noi venim și plecăm. Dar această biserică trebuie să rămână în această comunitate de Oradea și în țară, o biserică puternică. Este una dintre cele mai puternice ca număr, cel puțin, din comunitatea noastră și cândva, din câte știu, a fost cea mai numeroasă din țară. Și trebuie să ținem această flacără tare, mai departe. Este o responsabilitate. Dumnezeu v-a dat mult și într-o zi vă va cere mult pentru că v-a dat. De aceea, fiți credincioși și așa cum l-ați primit pe Hristos, să-L duceți mai departe în viața voastră, în familia voastră, în această biserică sau unde Dumnezeu a pus să fiți membri acum, pentru gloria Lui. Amin. Amin. Mulțumim, frate Cristi. Îl invit pe fratele păstor Ghițăcioară să aducă un salut și apoi surorile Burpic, Alexandra și Patricia, o cântare. Slăviți să fie Domnul! Sunteți frumoși. Sunteți frumoși să faceți parte și din Împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută! Mă bucur să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră aici și aș vrea
ca să vă aduc un verset de la început, nu la sfârșit. La începutul acestui mesaj. Un verset care îl găsesc în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, noi biserica din Tăut, căci atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi biserica, invers, biserica din Tăut, și așa cum și este de fapt, în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi și în care și credeți. Deci biserica din Tulca a primit cuvântul lui Dumnezeu din biserica din Tăut. Eu am plecat din Tulca și vin dintr-o biserică istorică acum aici și aș vrea ca Harul lui Dumnezeu să vă umplă pe fiecare de mult adevăr și de multă bucurie sfântă. În ghemul acesta al amintirilor aș vrea să mai dapăn și eu puțin și anume, ca și oricare tânăr, veneam la biserică și mergeam de la biserică, dar întotdeauna eram un grup de tineri, nu știu dacă mai văd vreunul acum pe aici, care întotdeauna ne plăcea să venim ultimii la biserică și să plecăm primii de la biserică. Stăm undeva acolo la balcon întotdeauna și într-o seară, nu știu de ce, acum știu, fratele păstor de atunci, și cu fratele dirijor de fanfară de atunci, fratele Badea cu fratele Varga, vezi, Doamne, n-aveau ei unde vorbi, numai în curte afară. Dar ora de începere trecuseră a bisericii și erau acolo. Și când am văzut că intru, fratele Badea zice, vină puțin încoace. Da, spuneți. Ce când vrei să vii la biserică? Zic, acum. Bun. Fratele Varga mă întreabă, dar la fanfară, când vrei să înveți? Zic, de azi încolo. Aș vrea să fiți hotărâți atunci când auziți chemarea lui Dumnezeu și să răspundeți întru totul acestei chemări sfinte. Pentru că Dumnezeu are lucruri mari cu fiecare dintre noi. Se pomenea aici de fratele Cornea Mihai. Știți, uneori când venea din Salonta, autoritățile a pus poliția locală, să numim acum poliția locală, i-a pus să îl păzească, nu cumva să intre în sat. Și când ajunge Mihai Cornea la ei, ei îl întreabă, ce cauți, unde te duci? Mă duc până în satul acesta, dar voi ce faceți aici? Păi îl așteptăm să vină pe Mihai Cornea. Voi zice, așteptați-l că omul ăla mi-a făcut și mie foarte mult rău. Și când o să aflați despre el și o să-l prindeți, faceți-mi și mie cunoscut. Că vreau să mă răfuiesc și eu cu el, că rău, mult rău mi-a făcut. Și el a rămas să păzească în continuare hotarele și el a venit să predice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, să avem întotdeauna în sufletul nostru un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu. Deși este ziua mulțumirii, termenul acesta este un termen biblic, dar parcă tot mai puțin folosit cuvântul mulțumire. Tot mai puțin folosit în conjunctura zilor de astăzi și vreau să vă spun că Dumnezeu a rămas același. Dumnezeu nu s-a schimbat. Biblia a rămas aceeași. Cred că ne-am schimbat noi. Și prea puțină recunoștință și mulțumire avem la adresa lui Dumnezeu. Îi mulțumim când pare ușor să spui mulțumesc, când toate lucrurile îți merg bine. Dar oare când lucrurile merg mai puțin bine, poți să spui și atunci, mulțumesc? Eram într-o zi pe patul spitalului și era un tratament care puteam face liniștit și acasă. Și spun doctorului vinerea după masă, domn doctor, lăsați-mă și pe mine până luni să mă duc acasă. Nu, zice, pe oricine altcineva îl lasă plece, dar nu, tu rămâi aici. Și să am un cuvânt de mulțumire atunci? Să pot spune, mulțumesc, Doamne, că nu mă las să mă duc? Și a trecut sâmbăta, a trecut duminica pe la ora 10, aud gălăgie.
Și vine repede o femeie, strigă pe colidor: există vreun pastor sau vreun preot aici? Că dincolo, în alt salon, era un om bolnav care era pe punctul de trecere și avea nevoie de cineva. Și m-am dus, am stat de vorbă cu omul acela, i-am explicat despre Domnul Iisus Hristos și omul acela mi-a spus: dacă Dumnezeu mă ajută să plec acasă, primul lucru care îl fac, caut biserica lui Dumnezeu și apoi îmi caut familia. Și după aceea am spus: da, Domnul, mulțumesc. Acum înțeleg de ce nu mi-ai dat voie să meargă acasă. Dumnezeu face lucruri mari din lucruri mici. Însă noi trebuie să venim să răspundem chemării lui Dumnezeu întotdeauna și să nu încercăm să rămânem cumva îngrădiți în toate aceste lucruri pe care le avem noi. Ne surprinde Dumnezeu cu măreția sa. Uitați-vă cât de mic a fost biserica lui Dumnezeu la început și cât de mare a făcut-o el. Nu? Nu este un lucru frumos acesta? Să vezi că dintr-un lucru mic Dumnezeu face și un lucru mare, dar și frumos în același timp. Însă frumusețea aceasta poate să devină tot mai frumoasă și mărimea aceasta să devină tot mai mare în măsura în care noi nu ne vom închide în siguranțele noastre. Știți, avem siguranțele noastre ca și oameni. Spun, băi, dacă am materialism, în siguranța aceasta a materialismului, dacă am materie, dacă am bani, dacă am pământ, dacă am de toate, pot să stau liniștit, că nu mi se întâmplă nimic. Ne închidem în această siguranță a intelectualismului, a teologiei, a moralei, și spune: eu sunt bun. Fără să avem și să simțim sentimentul acesta că depindem de Dumnezeu. De acel Dumnezeu care, spuneam, nu se schimbă și care a condus ieri istoria și pentru că a fost ieri, Dumnezeul acesta merită toată recunoștința mea. Și pentru că Dumnezeul acesta al meu este și astăzi, merită toată lauda mea. Și pentru că Dumnezeul acesta va fi și mâine, îmi pun nădejdea în El. Și vreau să umblu alături de El. Amin. Și să mă las la dispoziția acelui Dumnezeu care îmi cunoaște toate nevoile mele. Erau odată 10 oameni cu nevoile lor și le plângeau. Și nu știau unde să meargă să-și rezolve problemele nevoilor lor. Și a venit Domnul Iisus Hristos înspre ei și a spus: măi, eu știu ce aveți voi. Voi aveți nevoie de un medic care să vă vindece. Așa-i? Așa-i, Doamne, dar de unde știu? Știu eu. Și a vindecat pe toți. Și unul dintre ei a spus: bă, mi-a rezolvat nevoile mele, mă întorc să-i și mulțumesc. Dar ceilalți 9 nu s-au întors. Tu ce faci atunci când treci prin încercări? Îi spui lui Dumnezeu: mulțumesc, Doamne? Sau spui: de ce, Doamne? De ce? De ce? Fie adusă Domnului toată slava, amin, toată închinarea și toată, amin, mulțumirea. Amin. Amin.